Da, dacă tot vorbim despre politică, ce alte variante propuneți voi ca partide neparlamentare? Reprezintă Partidul Verzilor, Vasile din partea Partidului Democrația Acasă de peste Prut. Ce altă variantă se putea de făcut decât să-ți dai demisia precum Câțu sau să tolereze ambițiile, mofturile Bisericii Ortodoxe de a nu limita accesul în biserici? Ce s-a întâmplat astăzi arată o clasă politică și un PNL inconștient, cum se spune, pentru că ei le ardă, acum lor le ardă jocuri politice, să-și facă jocurile împreună cu PSD-ul, cine să fie premier, în loc să guverneze țara. Țara are nevoie de guvernare, nu de jocuri politice. Dar Noi am de propus. ce credeți că a fost o înțelegere? Pentru că văd că PSD-ul îi atacă dur și tot așa îi declară inconștient și irresponsabil. Și Nu știu Ponta. ce să. Eu n-aș spune acum că încă e prea caldă informația. Nu știu ce a fost în spatele acestei mișcări a lui Câțu, să presupună niște înțelegeri. Probabil că sunt niște înțelegeri în spate această mișcare. Vedem zilele următoare, astăzi, mâine, ce se întâmplă. Dar oricum e în detrimentul românilor și a României ce se întâmplă. Cu cât se prelungește mai mult criza politică, cu atât nu este bine. Să vedem, poate se rezolvă câteva zile și ne dăm și seama până la urmă care e adevărată fața PNL-ului și cât de mult dorește binele țării. Și Noi am și propus, noi românii Verzii vor am taxa un propus astfel de 2 zile în comportament? urmă, ca referitor la alegerile locale din iunie, care ar trebui să aibă loc. S-a propus o dată 28 iunie și am făcut un comunicat de presă, vrem să facem o adresă către Parlament, către președinte, ca să se instituie cât mai repede, în o situație de urgență, votul electronic online pentru alegerile locale și să rămână în continuare așa. Pentru că în condițiile actuale e clar că nu mai e fezabil să meargă în secția de votare, în școli, lumea să plimbe pe acolo, să folosească aceeași ștampilă, să vorbească la mai puțin de un metru față de altul. Deci nu se pune problema să nu fie vot electronic dacă vrea să fie, dacă vor să mai voteze în iunie. Altfel trebuie amânat până trece coronavirusul, dacă se vrea rămâne pe sistemul clasic de vot. Păi i-a și Dar propus partidului Tăriceanu, a propus amânarea alegerilor locale. Da, dar nu e. Deci e ok, să amână alegerile locale, dar votul electronic trebuie implementat. Iar noi, Verzii, susținem lucrul ăsta și trebuie cât mai și tu trebuie, Oleg, și toată lumea trebuie să susținem votul electronic online. E o metodă modernă în care oamenii pot vota de la distanță, liber și este securizat, să se poate asigura un procentaj mai mare la vot și asta înseamnă de mai multă democrație. Când Ar putea votează mai multă participa lume, în înseamnă felul și mai multă ăsta? democrație. Ar participa mai activ și diaspora în felul ăsta, că ar putea vota de oriunde, de peste hotare, cu date de buletin. Exact. Și nebunia, prostia cu strângerea de semnături, iarăși trebuie aici noi intervenim tot odată cu votul online, implementarea votului online, ca strângerea de semnături să fie desființată, pentru că nu e normal să intri prin casele oamenilor, să te duci și cu aceeași hârtie să culegi semnături, mai ales acum când este deja epidemie, dar nici în vremurile normale. Nu trebuie să întâmple lucrul ăsta, pentru că acele semnături sunt strânse cum sunt strânse. Cred că 10% dacă sunt reale și restul sunt semnături făcute, cum se spune. Deci oricum nu exprimă o realitate. Și dacă nu exprimă o realitate, semnături trebuie desfințate. Te referi la semnăturile pe care trebuie să le strângă candidații independenți sau partidele care nu sunt în Parlament, pentru că ceilalți nu trebuie să Exact, strângă semnături. exact. Semnăturile alea oricum nu sunt reale, mare parte din ele sunt făcute cum sunt făcute, e o păcăleală, deci nu are rost să ne mai păcălim în continuare, trebuie scoase. Și lumea să voteze liber. Cum să votează? Atât să votează. Nu Bun, trebuie și să atunci. existe. Și atunci e risc de inflație de candidați. Buletinele de vot vor fi ca Biblia de groase, pentru că sunt vreo 1500 de partide înregistrate și probabil vor mai fi și câteva mii de candidați independenți. Ce faci cu ei? Cum îi triezi ca să. Semnături altfel. Există tot pe online să pot strânge semnături. Cum să fac aceste petiții online? Tot așa să pot face strângere de semnături online. Un partid creează un pol și strâng semnături tot pe baza unui algoritm
în care poți să spui că la un moment dat ai strâns, ca la petiție, când ai strâns nu știu câte semnături, poți să promovezi petiția. Face tot așa, faci ca partid pe un soft care un soft pe care este agreat, se lansează, partidul respectiv lansează pe online polul și în momentul când a strâns semnături de susținere bazate pe un algoritm de 10.000, înseamnă că se califică. Deci, dar oricum, să trece tot pe online. Ideea să trecem pe online, să mai mergem pe scris în stradă. Pentru că e mai sigură și e mai practică, e normală. Se poate vota. Cum se votează, să-și poate strânge semnături. Cum e la petițiile online, Oleg? Tu știi petițiile online cum să strâng. Păi așa și campania electorală o să fie tentați toți să o facă la televizor și online, ca să nu mai comunice direct cu oamenii la mijloacele electorale. Păi oricum există campanie online. Oricum există campanie online și acum să face campanie online. Dar nu, vorbeam de strângerea de semnături și votul. Strângerea de semnături să se facă online și votarea tot online. E foarte normal. E foarte normal. Oleg, dacă îmi permiți, vreau, m-am gândit câteva minute cât o vorbiți, Silviu. Aici în România aproape că nu se discută un subiect pe care noi la Chișinău îl vedem în altfel. Cui convine o criză regională, pentru că totuși România este o putere regională deja, și cui convine destabilizarea asta regională și lipsa unei guvernări în România? Unicul jucător sau unicul partener, între ghilimele, este Federația Rusă. La Chișinău foarte mult s-a speculat pe faptul că nu se implică Rusia în treburile interne sau în politica statelor vecine. Dar faptele demonstrează altceva. În politica internă în Italia s-a demonstrat că au finanțat partide de anvergură guvernamentală. În Cehia a fost destructurată o echipă întreagă care finanța anumite mișcări politice. Într-o serie întreagă de state europene, Marine Le Pen și alte mișcări de extremă dreaptă au fost susținute financiar de Federația Rusă. Deci noi nu credem că și în România Federația Rusă are implicări directe prin mecanismele numite războiul hibrid, altfel decât cele convenționale pe care le știm noi, prin și diferite forme de cumpărare de plasă. Decizia destabilizatoare de azi, nu crezi că a luat-o Iohannis cu Orban, cu Câțu? Crezi că a venit cineva de la ambasada rusă sau vreun agent de influență de la ei? Există sau te referi la destituirea guvernului Orban? Și la destituire și la mișcările astea pe care noi nu le vedem și nu le înțelegem pentru că noi nu avem toate datele ecuației. Dar în schimb, o criză regională prin care să arăți cu degetul și trebuie de urmărit mass media rusească cum va trata acest eveniment politic de la București. Dar o criză regională în București, în România, demonstrează incapacitatea unui stat membru UE, unui stat membru NATO, să gestioneze eficient o criză cum este virusul pandemic. Nu pot să pună interesul național mai presus decât interesele personale. Și mi se pare că ăsta va fi un exemplu. Eu am să mă întorc la Chișinău și am să urmăresc atent presa rusă, dar eu sunt sigur că la București ar trebui să discute mult mai mult și mai intens despre urma rusească, despre implicarea Federației Ruse în diferite scheme politice și nu m-aș mira dacă în spatele unor decizii politice, chiar și al lui Iohannis, ar sta instituții importante ale Federației Ruse. Noi la Chișinău am fost practic vânduți în urma unor negocieri între Kozak și Johan Han în vara anului trecut când ne-au dat pe mâna lui Dodon. Sunt sigur că Germania a jucat un rol foarte important în trecerea Basarabiei practic în mâinile Federației Ruse și preluarea de către Dodon a Republicii Moldova. Eu sunt sigur că și la București se întâmplă evenimente coordonate de Federația Rusă, doar că în lupta asta de gherilă de aici la București nu se ved coarnele lui Putin. S-ar putea de căutat și de văzut o analiză mai amplă și să vedeți, să vă convingeți de al disputnic Iura Roșca, care de ună zera pe aici pe la Parlament și prezenta cărți, au încă tentacule destul de puternice aici la București, iar destabilizarea asta unicul care îi convine Federația Rusă. Nu convine poporului român, nu convine intereselor naționale, nici moldovenilor noștri nu convine destabilizarea politică de la București, pentru că recent ăștia românii ne-au mai dat bani pentru reparația 250 de grădiniți. Dar dacă nu există un guvern funcțional, nimeni nu își poate asuma astfel de cheltuieli sau alte cheltuieli care sunt. De ce? Reparația unei grădinițe poți să o tratezi direct cu primăria locală și nu e necesar interacțiunea cu guvernul. Ba da, există. De Iurie Roșca, el s-a dus cu pretextul să lanseze cartea aceea și să invite oaspeți de la Moscova. Dar dumneata cu ce
vânturi, ai venit pe la București, ai venit să culegi niște virus cu coroană sau evenimente? Noi am venit să împrumutăm niște virus de aici, pentru că la noi nu prea sunt. Să-i dușim acum cel chinezesc cald. Și ai venit să iei italian. Da. Și să salutăm colegii și frații noștri de la Chișinău care au venit să implice în politica mare de la București. Și îi așteptăm să ajungă deputați și să nu uite și să vină cu inițiative care să vizeze și Republica Moldova. Cam puțin deputați și aduc aminte în care parte este situată Republica Moldova. Așa se creează o impresie la Chișinău. Și aduc aminte doar în campanie electorală că n-au nevoie voturilor de la Chișinău. Și atunci mai aduc aminte și vine că unul spune, da, noi vă iubim și vă cuprindem. Dar în rest să dau bătălie aici la... Și noi avem și noi o bătălie în toamnă la Chișinău. Dacă nu veniți cu sugestii și cu susținere, îl mai avem pe Dodon președinte încă 4 ani de zile. Mai aveți un aliat, România, mă refer la România, mai are un aliat de ăsta între ghilimele la Chișinău, care n-a venit în 4 ani niciodată la București. Și nici Iohannis nu a venit în primul mandat la Chișinău și probabil nici într-al doilea mandat nu are planificări să vină la Chișinău. Așa că pe această cale îl invităm. Îl invitați, dar s-a întrerupt. Nu știu pe cine ați vrut să-l invitați și unde. Oricum, mulțumesc pentru intervenție.